Vă salut cu multă bucurie, dragii noștri ascultători, și chiar sunt bucuroasă să ne revedem și să participăm la o nouă emisiune a călătoriilor prin Univers. O temă cu totul și cu totul deosebită, pentru care invitatul nostru, domnul Constantin Barbu, ne va ghida și ne va învăța să redevenim exploratori ai Universului, să redevenim noi înșine așa cum am fost creați de la început. Bună seara, domnul Constantin! Bine v-am Constantin găsit! Constantin Direct! Bine v-am găsit! Salutăm toți telespectatorii! Ne-am propus în această emisiune să intrăm puțin în tema practică a tehnologiei cash, iar partea practică a tehnologiei cash se face foarte ușor, o să vedeți toate detaliile, ca apoi în următoarea emisiune să intrăm deja să oamenii să învețe în direct cum se fac gansurile și cum ele pot fi aplicate în diverse domenii. Încercăm să avem o serie de emisiuni pe diferite domenii, să reluăm anumite informații ca oamenii să se conecteze cu călătorile în univers sau prin univers. Absolut minunat, pentru că la nivel de suflet noi de fapt putem călători în univers. Și fiecare dintre cei care își păstrează conexiunea cu sufletul deja știe ce înseamnă aceste călătorii, se bucură și iată că vine și tehnologia care ne ajută. Asta este minunat. Există două opțiuni. Ori călătorești cu sufletul și nu mai ai nevoie de nicio tehnologie, nanotehnologie, sau faci nanotehnologia și poți să ții și trupul cu tine să călătorești în diverse colțuri ale multiversului. Ceea ce este probabil, sau cu certitudine, mult mai palpitant decât să călătorești doar cu sufletul. Și acum, pentru că și tu faci călătorii cu sufletul și domnul Cheș, care a creat această știință cu totul și cu totul deosebită, știm ce înseamnă să călătorim cu sufletul, dar e bine să spui și, sau dacă vrei, spun eu, deci cum simți, dragilor noștri ascultători, ce înseamnă să călătorești cu sufletul? Noi, din cunoașterea care o am, noi călătorim zilnic cu sufletul, atât în starea de somn, starea de veche, dar putem să călătorim și în timp ce conducem o mașină sau facem alte activități. Universul este multidimensional și creează multirealități, infinite realități în care noi putem să le accesăm prin această transcedere a stării materiale, pentru că ca un lucru să fie creat în materie, trebuie mai întâi creat la un nivel mai subtil de energie și aici putem să spunem energie eterică. Și în timp ce noi avem această informație și imaginație că putem să accesăm o cunoaștere, ea pur și simplu deschidem din această minte universală, deschidem un sertăraș, luăm de acolo informația și încercăm să o decodificăm în funcție de cunoașterea care o avem și încercăm să o aplicăm, să o materializăm în planul nostru material. Deci, cam toate lucrurile care noi le primim la nivel de suflet, ele sunt deja create. Categoric. Și toate ideile care noi le avem sunt deja create, dar dacă vrem să avem materializarea, manifestarea lor în planul fizic, atunci e nevoie să înțelegem, cel puțin în tehnologia noastră, această etapă de nanotehnologie. În cursuri, cel puțin în prima zi de curs, oamenii învață două tehnologii. Nanotehnologia, care stă la baza cercetării noastre, adică cuprul din starea lui materială, ajungem să le elevăm și să-l transformăm. Tesla a lucrat foarte mult cupru, a făcut foarte multe dispozitive, doar că domnul Cheș vine să completeze această cunoaștere a domnului Tesla și reușim să facem o procedură în care cuprul din starea lui materială îl elevăm, exact ca și noi, și ajunge de culoare neagră și atunci devine superconductor și superizolator,
ceea ce este folosit pentru nave spațiale, pentru diverse aplicații în diferite domenii și se cunoștea din anii 50-60 această procedură de nanotehnologie. Putem să nanoacoperim, așa se numește, procedură de nanoacoperire. Se poate nanoacoperi cupru, zincul, alamă, cam multe obiecte se pot acoperi, nanoacoperi. Ele, atunci când devin negre, au alte proprietăți, au proprietăți magnetice și gravitaționale. Aha. Deci, pentru a putea funcționa, e nevoie să se creeze aceste câmpuri magnetice și gravitaționale. Ca o completare la ceea ce spuneai despre suflet, el este ultimul nostru dar de la Dumnezeu, este ceea ce ne-a făcut să fim altfel decât toate viețuitoarele și este darul pe care l-a suflat din el către noi. Deci ne arată că e parte din el. Noi prin suflet suntem conectați la Dumnezeu. Și informația pe care o accesăm cu aceste călătorii, indiferent că sunt în univers sau în multivers sau în spațiile de lângă noi, dar din alte dimensiuni și densități, nu fac decât să completeze ceea ce avem noi nevoie, pentru că ele sunt și ne-au fost date și important este să începem să le accesăm. Da, este extraordinar că poți să înțelegi acest lucru, dar există o condiție și atunci condiția ca starea noastră materială să o putem transmuta în alte dimensiuni sau în alte locuri, este nevoie să înțelegem cum putem să folosim materia și să o ducem la un nivel mai elevat și să folosim după aceea și mai multă cunoaștere ca să avem și energie ca să transmutăm. Iar nava spațială, de exemplu, este creată din aceste nanomateriale și pe aceste nanomateriale sunt diferite tipuri de gansuri despre care o să vorbim și o să vă învățăm în următoarea emisiune. Dar în două secunde, elevarea materiei înseamnă distanțarea dintre atomi. Deci cu cât este distanțarea mai mare, cu atât scade densitatea. Procesul invers a fost cel de la începutul creației, când particulele erau la distanțe mari și ele au fost apropiate și așa s-a creat densificarea. Acum e procesul invers. Și este exact procesul care se face prin dematerializare și rematerializare, despre care toată lumea știe. Construim și reconstruim. Exact, asta, e un proces ciclic. Asta facem, dar dacă se poate din regie, am pregătit și un video, o animație care este prezentat de Institutul Spațial al Fundației Keshe, în care este o animație în care oamenii înțeleg acest proces de nanoacoperire, care se face din elemente simple. Aveți nevoie de o bucată de cupru, cablu multifilar sau cablu conductor care se găsesc la magazinele de electricitate. Și despre care eu am aflat că sunt îmbrăcate în hăinuța lor de plastic, dar aceea se dă jos cu un cuțit, cu un peeler de legume, cu un cuțit de bucătărie, îl dăm jos foarte ușor și acesta este primul element de care avem nevoie. Apoi mai avem nevoie de o cutie de plastic. Dacă se poate din regie să rulați animația. Și mai avem nevoie de sodă caustică. Lucrăm cu sodă caustică, se găsește în orice, o gospodină are sodă caustică pentru desfundat țevi și folosim soda caustică în acest proces. Sunt două procese sau mai multe procese de nanoacoperire. Noi folosim procesul de sodă caustică la nanoacoperirea în orice domeniu, pentru aplicații în orice domeniu, de sănătate, agricultură, mediu, transport și energie. Ce face soda caustică? Soda caustică are proprietatea de a crea un o peliculă. A crea un câmp în care se pune presiune, deoarece are compus acesta chimic, pune presiune pe atomi. Și după cum vedeți în grafic, aici avem partea fizică, iar deasupra, când începe această presiune să se depună, noi creăm câteva mii de straturi de monoatomi. Și atunci, aceasta este o procedură foarte simplă. Într-o cutie de pantofi, de plastic, de PPL, se pune 40 de grame de sodă caustică la un litru de apă și se lasă câteva zile. Procedura este foarte simplă, se face în condiții de siguranță, vă puneți mască, ochelari și mănuși.
se fierbe apă și se pune în acest container, care noi acest container îl denumim reactor de nanoacoperire, ca să avem și această semantică. Ce se produce? Se produce aceste nanostraturi, se produc la suprafață, crește ușor în volum, poate să crească ușor în volum cupru, se vede la microscope performante, și tot la microscop vedem aceste nanostraturi care se aranjează exact cum sunt copii în careu. Și există o procedură în care aranjăm de sus în jos sau de stânga în dreapta, în diagonală, putem să chiar să direcționăm aceste nanostraturi în diferite forme, și pentru asta mai folosim un multimetru care se găsește 15 lei, 20 de lei, se pun bornele pe un capăt și altului al nanomaterialului și ele se aranjează, este o trecere de energie în care aceste nanostraturi, deoarece avem un plus și un minus la bornă, ele se aranjează în funcție de borna care este atins de material. Pentru toată lumea, deci minusul va atrage plusul și plusul minusul. Deci. Ce ne interesează la acest proces este că cu cât avem și lucrăm cu sodă de 99-98%, 100% puritate, întotdeauna avem nevoie de materiale de înaltă puritate, și ce ne interesează este să creăm aceste nanostraturi cât mai mult. Cât mai multe, undeva putem să ajungem undeva la peste 100.000 de nanostraturi. Folosim proceduri sunt proceduri de începători pe plasmaromania.ro, intrați la cache, la secțiunea nanotehnologie și acolo vedeți aceste proceduri pentru începători, sunt proceduri de 8 zile, sau pentru avansați sunt proceduri unde putem să ducem undeva și la 3 luni de zile, între 23 de zile și 89 de zile. Cu cât realizăm o nanoacoperire mai serioasă, cu atât aceste câmpuri lucrează mai bine în aplicațiile noastre. Practic cresc și ele, câmpurile, și atunci au altă putere de lucru. Da, ce este important este că nanomaterialul nu se atinge cu mâna. Eu vă prezint aici materiale care sunt tratate, sunt pentru prezentare, dar nu se atinge cu mâna nanomaterialul. Aceste nanostraturi se distrug foarte ușor, sunt ca niște diamante. Dacă le-am pus pe o suprafață dură, deja am distrus straturile de suprafață. Și cel mai mult ne interesează spațialitatea care se creează între acești monoatomi, pentru că acolo circulă plasma mai bine și acolo avem noi superconductivitate a câmpurilor plasmatice, cu cât avem aceste câmpuri care sunt libere între acești atomi. Practic spuneai tu că această conductivitate și acest câmp care se creează este cel care va lucra pe structurile pe care vrem să lucreze, pe care vom pune intenția să lucreze. Da. Întotdeauna noi lucrăm pe intenție, știm deja pentru ce folosim acest nanomaterial când dăm drumul la reactor, iar pentru că ne ajută starea materială, dar o ducem într-o stare mai elevată, noi o să avem acel rezultat, pentru că atenția și intenția noastră este din inimă să lucrăm cu acest nanomaterial și noi o să avem rezultate pe acea aplicație într-un mod foarte simplu. Deci aceste câmpuri și acest nanomaterial va putea lucra și în privința sănătății, reglând energiile care sunt în structurile noastre fizice, emoționale, mentale. Reglând înseamnă să ia surplusul de energie acolo unde este și să compenseze acolo unde nu este și să se creeze echilibru, dar și, spuneai, și pe alimentație, pe agricultură, pe transport, energie. Da, este o nanotehnologie, este cunoscută de la microchipuri la fel aplicații pentru sănătate sau agricultură sau plecări în spațiu. Câmpurile, aceste câmpuri care circulă printre acești monoatomi au rolul de absorbe ceea ce nu este în echilibru cu mediul înconjurător. Câteva aplicații foarte simple sunt, realizăm astfel de nanomateriale, de exemplu pentru echilibrarea radiațiilor 5G, 6G, cum le văd oamenii. Câmpurile de radiații electromagnetice. Pe emoțional și pe mental, ca să citească tot ce se întâmplă acolo. Adică fără să mai existe niciun pic de limită în jurul cutiei noastre
craniene a capului nostru. Sau le utilizăm lângă noi, ele sunt câmpuri foarte puternice și în prezența gansurilor noi atunci le structurăm, le programăm pe anumite aplicații, dacă vrem pe partea emoțională, dar cel mai important este că nanocupru nu se folosește în zona capului, deci asta ar fi o contraindicație. A doua contraindicație este că nu folosim nanomateriale pentru persoanele care, cel puțin în apropiere, persoanelor care au bypass, tije metalice foarte mari, nu ne referim la o plombă, dar mă referim la tije, sau orice sistem electronic care este atașat de corp. La fel, nu se recomandă folosirea celor care au făcut transfer de organe, deoarece au venit cu un alt câmp magnetic gravitațional și nu știm exact interacțiunea. Tocmai de aceea se dau aceste... Și alt ADN, acolo e de fapt neasimilarea, că e foarte greu să te facă... Nu e greu, este nevoie doar de credință, de intenție, ca să te poată face asimilarea organului donat. Numai că n-am fost învățat să facem. Și e nevoie, uite, o astfel de tehnologie ne ajută să asimilăm organele aduse din exterior cu ADN-ul nostru, să se naturalizeze în noi. Și se poate face. Fundația Energetic, eu am făcut-o. Da. Noi avem și sub formă de dispozitive mai avansate de sănătate, în care știința actuală nu are cale de rezolvare. Fundația Cash vine și arată că există cale de rezolvare pentru foarte multe situații care știința actuală nu le poate rezolva. Tocmai de aceea noi venim să completăm ceea ce momentan încă nu a fost recunoscut sau unde nu au fost rezultate. Iar aplicațiile sunt diverse în diferite domenii, deoarece aceste nanostructuri pot să energizeze, de exemplu, un tub. Avem aici nanomateriale, o bobină pusă într-o siringă. Noi trebuie să prezentăm tehnologia oamenilor în elemente cât mai simple, ca ei să-și facă, sau un furtun de plastic. Și folosit pe punctele reflexo, ce facem ținând acest câmp magnetic gravitațional pe un anumit punct reflexo, noi echilibrăm acel organ. Dacă are prea multă energie, scoatem energie. Dacă are durere, scoatem energie, pentru că aplicația noastră este magnetică gravitațională. Și atunci, fără să atingem corpul... Și dacă e nevoie, te dă energie. Și unde este nevoie, exact, dă energie, pentru că ce face, va exista întotdeauna un echilibru. Atunci, ele sunt foarte puternice, dar nu o să dea mai multă energie decât poate celula să absorbe, pentru că și celula este inteligentă și spune la un moment dat, stop, am luat cât am avut nevoie, nu mai am nevoie. Iar procedurile sunt foarte rapide de făcut, în 5-10 minute, o procesare a unui organ, dacă ne doare capul, sau mai venim cu astfel de cutiuțe în care facem mini-bobine, și facem două de obicei, mereu lucrează câmpul puternic, alimentează câmpul slab și punem, să zic, mă doare brațul și atunci pun una în față, una în spate și va exista acest câmp plasmatic de care vorbim, care va comunica între cele două cutiuțe și va exista o echilibrare a zonei de durere. Ceea ce cred că o să povestești la întâlnirile în care vei vorbi despre aplicațiile în sănătate, este să înțelegem că noi înșine suntem formați din atomi, tot ce există este format din atomi și că există această funcțiune de atragere și de emitere de energie și ea este cea care face de fapt dinamica existențială. Deci ca să poată să existe dinamică și toată această creație, în primul rând, să poată fi creată, a fost nevoie de cele două forțe, una de atracție și una de respingere. Și toate funcționează exact pe baza acestei forțe. Starea noastră de sănătate este întreținută câtă vreme tot ceea ce e noi este în echilibru. Stările de nesănătate, la orice nivel de boală, indiferent că e fizică, emoțională sau mentală, înseamnă un dezechilibru exact al acestor câmpuri. Da, asta ne explică și domnul Cash și asta le arătăm și oamenilor. Noi când ne ducem la soare suntem exact așa, suntem albi și după ce stăm la soare ne negrim. Asta înseamnă că stratul nostru este acest nanomaterial, pielea noastră este nanomaterial, putem lua aceste straturi de atom pentru că ne cojim. Și ce facem noi este că înăuntru tot ce este manifestat, organele noastre sunt gansuri manifestate în stare materială sub forma de organe.
Și da. Noi toată cunoașterea o analizăm acum în funcție de câmpurile magnetice și gravitaționale. Și care sunt în jurul fiecărui organ și de aceea și au ele polaritate feminin și masculin și funcționează în dinamică. Și ne este foarte ușor să înțelegem cum putem să procesăm o anumită stare de sănătate sau un anumit dezechilibru în mediu sau un, de orice altă natură, la animale sau la plante. În absolut orice nivel al creației. Da, 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 da. Odată principiile înțelese, principiile pe care le prezintă domnul Cheș și aplicate, copiii sau orice adult care este atras de această știință o să aibă soluții, pentru că dacă puteți să puneți și, vă rog, în regie al doilea video, o să vedeți exact ce ușor se fac ce ușor se face nanotehnologia și oamenii au învățat să facă nanotehnologie pe balcon sau în curțile lor, pentru că elementele sunt simple, se găsesc în jurul nostru, costurile sunt unele foarte micuțe, dar beneficiile în urma realizării unui nanomaterial sunt foarte mari. Devenim creatori. Înțelegem procesul creației și vedem cât este de simplu. Da, când este regia pregătită, poate să pună video-ul numărul 2. Lucrurile sunt sigure, pentru că elementele care stau la baza nanotehnologiei, soda caustică care se găsește, sau o să vedeți după aceea și focul. Iar există înțelegerea aceasta că acest proces de nanoacoperire este la sodă caustică, are acest este mai puternic gravitațional, unde avem gravitațional, avem și magnetic. În schimb, procedura de foc este o procedură în care avem foarte puternic câmp magnetic și foarte slab câmpul gravitațional. Adică o să scoate mai puțină energie. Și tocmai de aceea oamenii la cursuri trebuie să facă diferența în funcție de aplicațiile care le doresc să le facă. Trebuie să știe exact ce au nevoie. Au nevoie să scoată energie sau au nevoie... În primul rând au nevoie să înțeleagă proces. Da, iar acest proces este prezentat foarte simplu de Armen, colegul nostru din Institutul Spațial. Se pune sodă caustică, avem o plasă zincată care este pusă în această cutie. Această cutie se numește reactor de nanoacoperire. Aici este procedura cu o bucată de tablă o bucată de tablă de cupru. Se încălzește apa la fierbător. Toată lumea are un ibric și are apă. Aici noi de obicei folosim, dacă există posibilitatea, apă distilată. Pentru puritatea și calitatea procedurii. Lăsăm un colț liber, pentru că acolo noi avem nevoie de acești aburi și Armen o să pună apă până când o să acopere integral placa de cupru. Și aceasta este procedura simplă. Se pune o greutate pentru a păstra toți aburii acolo și 2 zile, 3 zile, asta e procedura, 15 secunde, cât a durat să fierbe apa, să pregătești materialul, și asta au învățat oamenii, nu doar noi, oamenii din întreg globul, au învățat să facă această procedură de nanoacoperire. Putem să nanoacoperim zinc cu mai multe elemente, dar pentru început noi avem nevoie să înțelegem această procedură de nanoacoperire a cuprului. Acum este procedura de vaporizare. Înainte de a merge puțin mai departe, spuneai cât timp durează, multă lume a avut niște semne de întrebare. Dumnezeu a creat câte ceva în câte o zi. Cum a putut să facă atât de multe în câte o zi? Prin procedee extrem de simple. Și prin ajutoare divine, că Dumnezeu nu e singur și a mai creat structuri energetice. Aici este o procedură iarăși foarte simplă, este o sârmă care este deja agățată dinainte în reactor, exact cum punem rufele la uscat. Se va scoate, el este deja negru, atunci a început deja, sunt câteva mii de straturi deja acolo formate. Și o să scoată lichidul de acolo, o să mai lase puțin lichid pentru transmuterea următoarei energii. Va aduce din nou un alt mix de sodă caustică. La procedurile avansate se mai folosește și hidroxid de potasiu pentru a stabiliza și mai mult atomii. Se pune din nou sodă caustică, v-am zis, cam 40 de grame la un litru de apă. Găsiți procedurile la noi pe site, cantități. Noi doar încercăm să vă arătăm simplitatea acestei proceduri. Din nou, apă caldă, doar că acum pune apă până la nivelul în care este placa
placa de cupru. Da, 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 să nu atingă apa placa de cupru, avem nevoie doar de acești vapori. Iar acești vapori vor acționa asupra atomilor deja formați și vor crea din nou alți atomi în continuu. Asta vor face. Vor crea și o distanțare a atomilor, da, fiind vorba de temperatură mai mare, da? Da, exact. Presiunea aceasta care se pune chimică creează această distanțare. Noi ce vedem că e negru nu înseamnă că s-a stricat, nu înseamnă că s-a nanoacoperit. Și o să aveți să acceptăm și negrul. Că tot ne ferim, spunem, negru e rău. Negru are partea lui și rolul lui în creație. Deci există întuneric și lumină, bine și rău. Așa suntem construiți. Da, astea sunt niște procese, exact, sunt procese în care oamenii le înțeleg în dualitate. Dacă încerc să tranșeze această dualitate, o să vadă că totul este și negru este doar acela de a absorbi foarte multă energie și poate o să și dea energie, o să și ofere energie. Când se schimbă, când acceptă foarte mult, începe el să se lumineze și va fi dătător. Exact, noi lucrăm și cu suflete care sunt, să zicem, într-o energie mai joasă, încercăm să elevăm și să le arătăm calea către lumină. Aici este procedura, ultima procedură. La fel, 2-3 zile se așteaptă la vaporizare. Acum urmează partea de aliniere a acestor atomi. Așa cum v-am zis, acolo este o structură tridimensională cu atomii în care nu sunt aranjați și se folosește acest multimetru pentru aranjarea atomilor de sus jos sau de stânga în dreapta, depinde cum se utilizează bornele. 5-10 secunde pe fiecare placă sau pe fiecare nanomaterial și o să vedeți că deja are foarte multă energie. Dacă măsurați, nanomaterialul are deja foarte multă energie în prezența multimetrului. Sunt diferite valori în funcție de cum ați lucrat cu nanomaterialul. Și după aceea urmează procedura de uscare, care durează undeva de la 2 zile, la 3 zile sau la 4 zile, în care se ia capacul treptat de pe acest reactor pentru ca aceste structuri monoatom să devină mature. Ce fac? Care este diferența? Dacă noi le folosim acum, de exemplu, în realizarea gansului și nu există o uscare, nu se maturizează, vor cădea foarte ușor în apa sărată care noi o folosim, de exemplu, în realizarea gansului. Și atunci e nevoie și de stabilitate, de maturizarea lor, exact ca un copil. Crește, îi dai apă, îl pui, îl culci, dar după aceea el începe ușor-ușor să se maturizeze. Și asta înseamnă... Să devine independent. Da, și asta înseamnă la noi uscarea acestor straturi și după aceea se spală nanomaterialul în 3 ape, exact ca fasolea, ape cu apă fiartă, foarte bine. Și dacă nanomaterialul nostru nu are puncte albe pe el, e bine acoperit. Înseamnă că e bine acoperit și a scos soda din el. Când are puncte albe, înseamnă că mai facem încă o dată un cospălare și apoi se folosește. Dar că el este foarte prețios, nu îl atingem foarte... Știm deja unde îl folosim, îl legăm și îl manevrăm doar din sârma finală, pentru că aici avem nevoie să nu se atingă de niciun element dur. Dacă îl folosim la... Și de pe masă nu se întâmplă să se... Dacă noi îl atingem de masă, deja am distrus nanostraturile. El întotdeauna va trebui să stea în poziție verticală, să nu fie atins de alt element, pentru că se distrug foarte rapid. Și aici sunt unele cele mai mari greșeli care se... Neînțelegeri, de fapt, nu sunt greșeli. Sunt cele mai mari neînțelegeri care colegii noștri le fac. Cred că neînțelegerile vin din neînțelegerea rostului acestei acoperiri. Ce se întâmplă când se creează acoperirea asta și de ce este necesar să fie păstrată? Oamenii văd lucrurile astea, foarte mulți oameni sunt în partea materială și consideră că nu dau atenție, nu își pun intenția, nu se conectează cu acest suflet și cupru are un suflet, te poți conecta cu el și pun nanomaterialele unele peste altele, le trântesc, le manevrează fără atenție și atunci și rezultatele lor vor fi diferite și asta e înțelegerea lor. Da, noi încercăm să le prezentăm detalii care fac diferența. Tocmai, vezi, din creație, tot în geneză, că spuneai tu de geneză, Dumnezeu făcea și pe urmă se uita și spunea că este bine.
Cam așa ar trebui să înțelegem și noi. Ne uităm și vedem că este bine. Dacă nu este bine, înseamnă că mai avem de lucrat în primul rând cu noi, ca să le facem bine. Că aici este, de fapt, povestea. Ca să putem să facem ceva bine în exterior, trebuie să fim bine în interior. Asta încercăm să le dăm încredere oamenilor, că pot să facă această procedură, să învețe o nanotehnologie rapid. Și bineînțeles sunt mai multe detalii, dacă ei vor să treacă de primul pas de începători, o să vadă și o să descopere mai multe lucruri interesante în această nanotehnologie, în prima lecție care noi o oferim. Dar descoperim pe noi cum funcționăm și atunci putem să lucrăm pe noi și pe tot ceea ce este în jur. E timpul să o facem. Ce vedem noi că este o replicare? Deci noi încercăm să prezentăm o tehnologie care este replicarea noastră sau replicarea Pământului și să o aducem la manifestare, cel puțin domnul Cash încearcă să o aducă la manifestare prin forme foarte simple, adică sodă caustică se găsește și în Africa, se găsește și în China, se găsește și în Europa, iar mai mult, dacă nu avem sodă caustică, sunt unele țări, sunt câțiva oameni care au participat la curs și stau în țările nordice sau, de exemplu, în Serbia nu se găsește sodă caustică. Pentru că și din sodă caustică poți să faci și alte lucruri. Și atunci noi îi direcționăm către cenușa de lemn. Din cenușă de lemn există niște proceduri care se fac, se fierbe și se obține sodă caustică și se poate face nanoacoperire. Cum făceau pe vremuri bătrânii săpun. Da, da. Săpun care e bun la decontaminare, bun la curățare. Și noi folosim foarte mult la fel. Folosim această cenușă pentru oamenii care nu au cupru. Noi există proceduri în care folosim cenușa și obținem aceleași rezultate ca și cum avea cupru nano. Fiind tot un carbon, noi practic replicăm prin aceste proceduri de nanoacoperire, replicăm structura diamantului, care este o structură înaltă, ca să are colțuri și are intră energie, iese energie, sau prin foc, structura grafenului, care este o structură 2D, în care doar dă energie. Deci 2D fiind pe folie, da, așa, și structura diamantului fiind 3D. Pentru și asta este diferența între sodă caustică și foc. Și dacă pot colegii din regie să pună și ultimul filmuleț în care să vedeți exact cum se face și nanoacoperirea la foc, ca să vedeți că lucrurile le puteți face și cu un aragaz sau cu o lampă de gaz care se găsește, bineînțeles, în comerț. Acesta este un stacker, să zic așa, un nivel a unui dispozitiv, se numește Magrav, un dispozitiv care reduce consumul de energie sau dă energie, este generator de energie. Foarte interesant. Și sunt bobine în bobine, aici doar că se văd doar două, dar în interior la fiecare mai există încă o bobină. Avem bobina interioară gravitațională, bobina exterioară magnetică și dăm sens să nu mai folosim multimetru, acesta de aranjare a atomilor, multimetrul nostru devine chiar flacăra. Avem intrare și ieșire. Și atunci intrăm cu flacăra, exact urmărim schema de conexiune și ieșim pe varianta finală cu flacăra. Și întotdeauna o să păstrăm acest principiu. Ce ne interesează pe noi este că în funcție de grosimea materialului și de flacără, în spatele flăcării ar trebui să avem o culoare gri metalizat. Aia ar fi punctul nostru termic perfect ca să se formeze aceste nanostraturi și oamenii pot face și pe aragaz, pot să facă diferite, nu așa mari bobine, așa mari, o simplă bobină, cât un pix, pot să nanoacopere pe aragaz și sunt proceduri foarte simple care oamenii le realizează fără a cumpăra alte elemente, doar cupru să aveți de la un cablu care nu-l mai folosiți, de la un dispozitiv care nu mai folosiți, și să realizați această procedură de nanoacoperire. Cel mai important la această procedură este ca primele straturi, adică după ce se face nanoacoperirea, să le introduceți rapid în apă. Este un secret, deoarece aceste nanostraturi care sunt de suprafață tind să se desprindă foarte repede. Și atunci ele se vor desprinde în apă. Da. Acea apă și acele pulberi noi le folosim la foarte multe aplicații, nu sunt deșeu.
Și se reia din nou procesul. Noi recomandăm ca primele 3 dăți, de exemplu, la anumite aplicații, să se înroșească materialul și să se introducă în apă. Apoi este o artă această nanoacoperire să se găsească în spatele flăcării această culoare gri. Și există, bineînțeles, nanomaterialul are și față și spate, este replicarea noastră și noi avem energie în față și avem energie în spate, avem ceacre în față, ceacre în spate. La fel se reia procedura și pe partea cealaltă. Sau se lucrează, noi lucrăm cu două butelii deodată, agățăm, și spate. Da, agățăm de un suport și lucrăm în același timp față-spate și cunoașterea noastră este cumva completă. Numai, și efectul? Efectul este că această, noi când atingem cu foc, nanomaterialul nostru știe să dea mai multă energie și să absorbă foarte puțin. Și se folosește în general... E ca și cum ar absorbi focul și pe urmă știe să dea din ceea ce a absorbit? Noi încă nu știm ce face focul. Noi încă, okay. Noi încă suntem la început, suntem în zona de grădiniță, noi încă nu știm valoarea focului și ce face focul asupra unui material. Dar ce vedem este că dă foarte multă energie în aplicații și absorbe mai puțin. Tocmai de aceea învățăm pe oameni să nanoacopere și la foc, dar și la sodă caustică, pentru că au nevoie și să scoată energia în exces. De exemplu, o tumoare pentru noi este o energie puternic magnetică și venim cu o aplicație puternic gravitațională. Ca să atragă, ca să atragă da. Energia ei. Și atunci ea să nu mai aibă suportul de energie care o întreține. E important să înțelegem că aplicația este subtilă, adică funcțiunea este subtilă, nu este ca o intervenție chirurgicală în care se taie tumora sau să se stirpe zona afectată. Pur și simplu, prin scoaterea energiei care o susține și a informației probabil, care o poate face să revină, se eliberează locul de... Noi vedem foarte mulți în viitor, vedem și o să avem nevoie de foarte mulți psihoterapeuți și psihologi, ca oamenii să înțeleagă că problema nu este doar în planul fizic. Cauza este emoțională, iar efectul este în planul fizic și noi rezolvăm planul fizic și ei trebuie împreună cu psihoterapeutul să nu mai ruleze, să nu mai funcționeze pe acel program care este dăunător. Care a fost și cel care a creat afectarea. Deci apare în urma ceea ce noi gândim, facem, simțim, emanăm. Și dacă se înțeleg aceste aspecte, omul deja se duce într-o zonă sănătoasă, iar dacă în prezența noastră avem și gravitaționale echilibrate, noi nu mai avem nevoie foarte multe lucruri. Și încercăm să le arătăm oamenilor că totul, secretele au fost dezvăluite. Acest nanomaterial pus pe foc și introdus în apă de mai multe ori, v-am spus de 3 ori, și încă o dată până la 9 ori, noi chiar folosim numerologia, 3, 6, 9, și dacă acoperiți de 9 ori după aceea nanomaterialul și îl introduceți într-o pungă, este foarte important ca el după aceea în anumite aplicații să nu interacționeze cu mediul înconjurător direct, pentru că el va absorbi și alte elemente. Dar dacă noi îl punem într-o pungă sau într-un recipient de plastic, el în continuare își va face treaba, adică va da energie inclusiv în jur. Prin recipient. Da, prin recipient. Recipientul este doar de protecție. De protecția lui cu mediul înconjurător, dar nu îi estompează din putere. Și vedem aceste aplicații la foc foarte bine puse pe rutere, pe telefoane, unde sunt fire și parte electromagnetică foarte accentuată. Venim cu astfel de mini-aplicații și absorbim acele câmpuri. Deci câmpul în care stă omul, care lucrează, da, și e nociv acel câmp pentru structura umană, se curăță, se ia ceea ce se absorbe, exact, asta știe, este inteligent nanomaterialul, va absorbi ceea ce nu este în echilibru și va da înapoi ceea ce este... nevoie să echilibreze structura. Da, da, da. Și se fac destul de repede, oamenii învață la cursuri aceste lucruri. Și cine nu participă la cursuri au informația deja pe internet, la noi pe site și într-o zi pot să-și rezolve multe probleme care ei deja le au folosind foc și cupru. Atât. Super. Super. Asta este simplitatea creatorului și dacă ajungem la nivelul la care creatorul nostru ne-a făcut pe noi și înțelegem procesele că nu este atât de complex
nu de complex, atât de ciudat și de complicat cum credem noi, atunci putem să începem să ne schimbăm modul și de a gândi și de a fi. Vedem foarte multe, cel puțin de când țin aceste ateliere, văd foarte multe doamne care vin către știința plasmei, dar sunt foarte multe doamne care au deja partea spirituală inclusă, iar domnii îi vedem foarte mult în partea materială. Deci cumva trecerea noastră ar trebui să-i ajutăm mai mult pe energia masculină, este mai staționară în fizicalitate decât energia feminină, care este mult mai spirituală decât a bărbatului. Pe de altă parte, e bine să înțelegem că perioada 3 de parcurs a fost patriarhală și am intrat deja în energie matriarhală. Dezvoltarea pe cale spirituală în ultimii ani a fost marcant a femeilor. Deci din toate cursurile, rar când apărea cât un bărbat la curs, și când au fost la un curs de câteva zeci de persoane, 4 bărbați, am zis că este record. Deci, domnilor, e timpul să se integreze toate aceste informații, toate aceste noțiuni, pentru că sunt necesare atât femininului cât și masculinului, ne sunt necesare tuturor. Iar în momentul în care reușim să ne echilibrăm și la nivel de societate, femininul și masculinul, emiterea și receptarea, începe să se schimbe viața și să apară armonia pe care o căutăm cu toții, către care tindem. Că de fapt ceea ce fac aceste creații de nanotehnologie, fac să se producă echilibru și armonie. Vedem des acest lucru, mai ales că în următoarea emisiune o să vorbim cum aceste nanomateriale le folosim alături de alte metale pentru a produce gansuri. Aici este noutatea cu care domnul Kirsch a venit, nu această nanotehnologie. Noutatea este că prin adăugarea unor metale în prezența nanomaterialului absorbe din atmosferă această energie divină, care noi o avem sub formă de gansuri, adică gaze în stare nanosolidă. Până ajungem acolo, puse astfel de, în colțurile camerei, puse astfel de nanomateriale și sigilate, puse în colțurile camerelor, ele vor produce un mediu de echilibru. Și mai mult, sunt câteva secrete, de exemplu, dacă în această avem un nanomaterial și în el mai adăugăm o informație, de exemplu, ne place și rezonăm cu un ulei esențial, noi acel ulei esențial o să-l dăm la nivel de atmosferă, noi când spunem atmosferă, atmosferă interioară, camera sau în atmosferă exterioară în toată țara. Și putem să introducem lângă nanomaterial elementele care cred că ne ajută pe noi. Și putem să venim aici cu semințe, putem să venim cu materie organică, putem să venim cu oligoelemente, pentru că nanomaterialul va absorbi și va direcționa ceea ce eu îi ofer lângă el. Și devine... Ok, și redirecționează atât cât are nevoie structura care stă în zonă, adică eu dacă sunt din cameră, recepționez cât am nevoie eu, nu peste, și eventual echilibrează luni ceea ce eu n-am nevoie. Da, mai ales că și va recunoaște semnătura membrilor familiei, semnătura energetică. Pentru că în momentul în care facem reactorul cu gans, punem această apă peste sodă caustică, noi avem posibilitatea să introducem ADN, depinde cui ne adresăm. Dacă avem o persoană care are o afecțiune, noi luăm ADN-ul, și aici fir de păr, salivă, sânge, introducem în reactor, iar reactorul ce va face? Va recunoaște semnătura energetică, cui se adresează. Și atunci putem să direcționăm acest câmp de plasmă, chiar dacă o persoană nu este lângă noi, dar acceptă această energie, acest câmp de plasmă va lucra, noi o să lucrăm, de exemplu, două nanomateriale cu același ADN, unul o să îl dăm persoanei respective și unul să-l păstrăm noi. Și vom crea o legătură plasmatică. Dacă persoana aceea are nevoie de energie, eu pot să mă duc lângă material sau doar în prezența mea pot să activez mai multă energie și să o trimit celui nanomaterial pentru a amplifica energia din camera respectivă sau din continentul respectiv. Și astea sunt aplicațiile pe comunicație. Presupun că în jurul
recipientului nostru se creează un câmp care amplificat reacționează informația din interior, care este cu ADN-ul persoanei, reacționează cu ADN-ul de unde este persoana, indiferent că e pe alt continent, și se poate face, că așa se face și lucru energetic de la distanță, da? De la un emitător către un receptor, evident, bine punctat, e nevoie de acordul persoanei. Adică nu intrăm în câmpul persoanei cu forța. Da, da, da. Atâta timp cât avem câmpul deschis și acceptă, putem să lucrăm, ori stăm în prezența nanomaterialelor sau gansurilor, principiul este același. Și o poză pusă pe acest dispozitiv va lucra în continuu pe acea persoană. Dacă persoana acceptă, nici nu trebuie să-i duc nanomaterialul. Exact. Poți să condiționezi direct și zic că acest dispozitiv este pentru tine, îți va da în continuu energie pe afecțiunea sau pe ce ai tu nevoie și doar tu primești acea energie. Conectează-te la nivel de suflet. De fapt, asta trebuie să facem, să înțelegem că totul este în jurul nostru, dar suntem deconectați. Iar prin la aceste jucării... La nivel de suflet, pentru că marea negare a societății actuale este sufletul. Nu ne ascultăm sufletul, nu dăm credere că există, ne jucăm cu existența lui și efectele se văd în jurul nostru. Iar acceptarea este întotdeauna obligatorie în momentul în care lucrăm cu sufletul. Trebuie să avem acordul lui pentru absolut orice. Asta încercăm să le explicăm oamenilor, să le readucem în atenție această energie primordială care este în noi, dar mintea noastră nu dă voie sufletului cumva să acceseze potențialul nostru maxim și atunci o să fie o bătălie întotdeauna între minte care o să fie needucată și o să fie în stare materială și sufletul care nu poate condiționa mintea decât atunci când este lăsat. Și atunci, dacă sufletul poate să învețe mintea informațiile elevate, nu o să mai avem nevoie foarte multe lucruri, nu o să mai avem nevoie de foarte multe lucruri în jurul nostru, deoarece ne putem teleporta, putem să primim informații, putem să primim mâncare, totul este o energie, sufletul nostru are această conexiune cu substraturi de energie mult mai subtile și mult mai puternice decât am luat noi din starea materială. Oricum, energia materială are energie mai puțină, adică starea materială are energie mai puțină și de vibrație mai joasă. Da, și din cauza că e vibrația mai joasă, nici nu are atât de multe efecte, mai ales asupra structurilor de vibrație înaltă. Încercăm să transmutăm. Noi încercăm să copiem energia și informația. Da. Și asta este elevarea de care spuneți. Și asta este elevarea. Nu o să mai consumăm așa de mult pentru că am copiat odată energia și informația, nu mai e nevoie de ea. Nu o să facem sute de nanomateriale sau sute de gansuri. Este important ca omul să facă acel click și să-și dea seama că el este la sufletul, este la putere și că dacă lăsăm sufletul, se întâmplă și niște sincronicități, omul își descoperă misiunea. Iar dacă nu știe să-și descopere misiunea, îl putem ajuta, facem scanări, avem colegi, ne ocupăm de channeling, ne ocupăm de foarte multe lucruri minunate și avem colegi care se ocupă de scanări la nivel de suflet și putem spune foarte clar omului dacă este bolnav, ce afecțiune are sau care e misiunea lui aici, cu ce, din ce familie galactică se trage sau cine sunt în jurul său ca și ghizi. Avem foarte multe informații de la nivelul în care este perceptibil la nivel astral. E mai potrivită perioada aceasta pentru astfel de informații, pentru că de-a lungul timpului au tot fost astfel de căutări, multă lume își căuta misiunea sau originea astrală, fără să facă ceva în mod real cu informația respectivă. Și ceea ce cred că e timpul să se înțeleagă este că, într-adevăr, la nivel subtil suntem făcuți și totul în partea cuantică se petrece la nivel subtil, nu la nivel fizic, ca să punem mâna să vedem ăsta e un obiect de nu știu ce formă și să ne dăm voie să mergem în direcția asta. Acel dat voie este să ne dăm voie și să ne folosim sufletul, pentru că îl avem. Din fericire îl mai avem. Și o să-l avem tot timpul. Da, în tehnologia noastră venim să echilibrăm acest aspect cu gansurile de CO2 și zinc care aduce pace, scoate omul din zona agresivă, o duce în zona echilibrată. Îți aduce e de acord toată lumea cu treaba asta, că în zonele unde sunt
conflicte și oameni mai războinici, e un mare dezechilibru. E un mare dezechilibru, dar domnul Keș ne-a prezentat aplicații cum putem să echilibrăm aceste zone de război sau zone agresive sau unde există un dezechilibru. Noi venim și intervenim cu carbon, oxigen și zinc, deoarece dacă nu are respirat, plămânul nostru nu mai are oxigen, are saturație mică de oxigen și la creier, asta înseamnă că nu mai poate să gândească, nu mai poate să aducă foarte multe soluții, se enervează, începe zincul să lipsească de acolo și alte săruri, dar în principal zincul, care prin zinc regenerăm chiar și neuro, iar aplicațiile sunt mult mai importante de atât și au fost testate și au fost prezentate, reușim să regenerăm atât creierul cât și cutia craniană, doar din câmpuri, doar folosind câmpuri, pentru așa că cum au fost create. Dacă știm exact ce ne lipsește, ce câmp ne lipsește, noi prin nanotehnologie știm să-l copiem și să-l dăm înapoi tot sub forma de câmpuri. Asta e unul din aspecte care ne bucură că îl înțelegem și că îl aplicăm. Bun, eu îți mulțumesc pentru toată prezentarea deosebită, sunt foarte multe noțiuni, o să le integrăm ușor, ușor, și mulțumesc și ascultătorilor că au fost alături de noi. Și vă așteptăm cu mult drag data viitoare la o nouă emisiune.